CS Medeva a reușit în sfârșit să câștige primul său meci în Liga Florilor, eșalonul de top al handbalului feminin românesc. După un meci dramatic disputat în fața unui public numeros, devencele s-au impus la limită, 16 la 15, după ce la pauză scorul era egal, 7 la 7. Pentru Daniel Gheorghe, antrenorul de la CS Medeva, victoria obținută a fost și o revanșă personală, acesta activând până de curând la Mioveni. Sunt foarte fericit, mai ales că am izbutit să învingem echipa de unde vin eu acum ca antrenor. Felicit fetele pentru dăruința care au dat dovadă în teren. Am încercat să schimbăm multe în aceste săptămâni de când am venit aici. Sper că am schimbat ceva, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, mergem mai departe și abordăm acum orice meci. Pentru noi este, îl abordăm la victorie și cred că acesta a fost declicul acestei echipe să putem să mai facem încă o victorie. Noi luptăm până la capăt. Sperăm să facem o echipă competitivă aici la Deva. Deva este un oraș cu tradiție în handbal, știe toată lumea, toată România handbalistică și asta. Sperăm să mergem pe un drum bun. O să facem tot ce depinde de noi, ca și mulțumim și conducătorilor care ne sprijină și să facem o echipă competitivă și să ne bucurăm de handbal și să facem performanță aici la Deva, pentru că eu cred că se poate. Odată vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit pentru că am câștigat împotriva Mioveni. Am demonstrat că cei de acolo în sfârșit mi-au dat o palmă, dar cred că le-am întors-o mai frumos acum. Mulțumesc! Eșecul le-a căzut greu celor de la Mioveni, care l-acuză pe antrenorul Devei că ar fi făcut presiuni asupra fostelor sale eleve. Normal, echipa deve dorit mai mult și noi ratat prea mult, 7 metri prea mult, clar situația 1-1 cu portar și se foarte nervoze și fetele dorit mai mult, dar greșele prea mult și câștigi echipa de baftă la continuare la Liga 2 și are mare antrenor care săptămâna toți sunat fetele noastre, fac provocare, dar asta e om cu obraz. Nici jucătoarele de la Mioveni nu au fost bucuroase, acestea recunoscând că au pierdut meciul de la Deva pe propriile greșeli. A fost un meci destul de ciudat așa, cu multe greșeli. Noi ne-am dorit foarte mult victoria, ne-am dorit să arătăm că meciurile mai proaste de până acum au fost o întâmplare. Ne-am dorit foarte mult și cred că din dorința asta am făcut multe greșeli. Bucuria în rândul devencelor a fost mare, chiar dacă această victorie a venit târziu, în etapa 22-a, echipa fiind ca și retrogradată. Felicitări, cum te-ai simțit? Mulțumim, super, ne era dor de sentimentul ăsta. A venit în sfârșit și prima victorie după atât timp și chiar ne bucurăm din suflet. Cum a fost în teren la prima victorie după 20 de meciuri? Minunat! Nici nu mai știam sincer cum e să ne bucurăm la final, dar mă bucur că am simțit asta azi din nou, după o lungă perioadă pentru mine. Ce sper pe viitor? Sper să avem în continuare evoluții bune și să mai obținem puncte din meciurile care au mai rămas. Trebuie să ne batem în continuare, chiar dacă obiectivul nostru este compromis, vom vedea ce se va mai întâmpla. Singurul care mai speră în minuni, adică la creșterea numărului de participante în Liga Florilor, este Marian Muntean, șeful secției de handbal de la CSM Deva. Mă simt foarte agitat pentru că am trăit fiecare secundă din meciul ăsta. L-am început mai bine decât adversarii, dar
nu știu, probabil există și frica de a învinge, de a câștiga. Și eu sper că, așa am pronosticat, știți că v-am tot dat declarații și am spus că vom câștiga, uite că a venit și jocul în care am câștigat. Și acum pot să spun că dacă am câștigat jocul ăsta, vom mai câștiga puncte. Îmi pare foarte rău că am ajuns abia acum la final să putem să facem puncte. Sper totuși în miracole, dacă ele există, dacă există Moș Crăciun, cred că pot exista și miracole. Și să vedem dacă putem să rămânem în prima ligă. Pentru Deva, care a rămas tot pe ultimul loc în Liga Florilor, următorul meci va fi din nou pe teren propriu, pe 30 aprilie, când va juca cu CSM Râmnicul Vâlcea, partida fiind una restantă din etapa a 15-a.